cumva bitul de la Fato l-am început în seara în care eram pe care să mă despart de fosta mea prietenă. Eram cu motorul pe afară, fix în locul ăsta, mă uitam la oraș și tot aveam gândire. Oare de ce nu răspunde la mesaj? Doamna a dat un loop kit și am început să caut prin el chestii și idei. Și mi-a atras atenția chitara asta. Care este lupată de-a lungul întregii piese, are anumite părți unde se schimbă. După am început să adaug instrumentele, am început cu niște kick-uri care umplu efectiv fiecare spațiu ritmic și sună cam așa. Lovesc mereu în față. După am adăugat snare-urile și sună în felul următor. Și doar din aceste două instrumente deja poți să te miști, deja ți se mișcă capul, deja totul este umplut ritmic. După aceea am început să adaug următoarele elemente. Aici am adăugat un acoustic snare, cumva anii 90, și deja te miști din ce în ce mai mult. După am mai adăugat aici în final încă un snare, un short snare. Se simți că se întâmplă ceva. După, cel mai probabil au fost open hi-hat-urile, pentru că în anii 90 tot ce era legat de open hi-hat-uri erau înainte de snare. Hi-hat-urile nu sunt ceva special, sunt doar two steps hi-hat. Numai că sunt efectiv hi-hat-uri înregistrate pe tobă. Și în felul acesta toate instrumentele sunt umplute ritmic, practic. Tot spațiul ritmic este umplut. Chit că nu sunt multe instrumente, toate acestea fac cumva să te miști. Și cam așa sună toate tobele împreună. După am adăugat niște dropuri de tobe, cumva te facă să intri în piesă, mi-am adăugat tagul. Ăsta e practic hitul main cu care s-a început, cu care au fost trase toate vocile la Luca. După producția a plecat la pârnii și a făcut ceva extraordinar. Cam așa a plecat de la mine. Mi se pare super marfă că am reușit într-un singur beat să-i exprim lui Nane și lui Nostre ce am simțit eu prin tot beat-ul ăla când mă plimbam astea cu motorul și eram înnebunit, oare de ce nu răspunde, s-a întâmplat ceva, e vreo problemă. Dar oricum totul a ieșit vibe la final și Nane și Nosu încă nu știu, ei au reușit să translateze tot ce am vrut eu să spun. Frumoasă răspunde la mesaj, dar de bunture de oraș. Ăsta a fost beat-ul pentru Fato. Sper să ne vedem și la alte clipuri cât mai mari.